Declarații halucinante din partea Bisericii Ruse, Patriarhia de la Moscova numește război sfânt invazia rusă din Ucraina. Este o noțiune cunoscută ca și jihad în lumea musulmană, după ce Al-Qaeda a îndemnat islamiștii să susțină războiul sfânt împotriva Occidentului. Ieri la Moscova, patriarhul Kiril a fost gazda așa numitului Sobor Mondial al Lumii Ruse, la care au participat capii bisericii, dar și demnitarii de stat. După încheierea forumului pe site-ul Patriarhiei, a fost publicată declarația întrunirii. Primul punct vine să definească așa numita operațiune militară specială. Din punct de vedere spiritual, operațiunea militară specială este un război sfânt în care Rusia și poporul ei apără spațiul unic spiritual al Rusiei sfinte, apără lumea de presiunea globală globalismului și previne victoria Occidentului satanist. În aceeași declarație se spune că după încheierea operațiunii speciale militare, Ucraina trebuie să revină sub controlul Rusiei, dar nu înainte de a o curăța de elemente occidentale. Lucrările forumului au fost deschise de Patriarhul Kiril, care a făcut mai multe declarații despre politică decât despre religie. Большинство из стран, которые считаются суверенными, таковыми не являются. Они обязаны петь с чужого голоса, встраиваться в чью-то другую политику. А вот Россия действительно является суверенным государством. Я вот тут как-то решил посчитать количество суверенных стран на земном шаре. У меня было меньше десяти.